În jurul nostru avem tot felul de exemple. Adineauri și în presa internațională sau ceea ce scriu portalurile internaționale, ați văzut unele dintre exemple. Și nu tot timpul exemplele sunt cele bune. Uneori trebuie să reușim să căutăm printre tot ceea ce vedem în jurul nostru exemple demne de urmat sau exemple pe care ar trebui noi să le urmăm sau cel puțin să ne motiveze să fim și noi mai buni sau să facem lucrurile mai bine sau să devenim mai buni în domeniul de activitate. Un bun exemplu pentru că a reușit să colaboreze nu doar aici în Republica Moldova colegii, dar și cu cei de peste hotare, este și Cristina Schimbov, șefa secției investigații trafic minori și organa Centrului pentru combaterea traficului de persoane. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am făcut această introducere și această menționare pentru că ați fost prima moldoveancă ce a fost admisă la Academie FBI din Statele Unite ale Americii și s-a întâmplat acest lucru acum 5 ani, după cum am discutat. Da, așa este. Exact, se împlinesc 5 ani de când am revenit de la acest curs de leadership. În Republica Moldova aveți 20 de ani de experiență, ca să punem la punct și acest detaliu. 25. 25? Da, 25. 20 erau atunci, acum 5 ani. 25 de ani, da. 25 de ani de experiență. Și vreau să începem prin acest punct și această călătorie peste ocean în Statele Unite ale Americii. Cum a apărut această oportunitate și cum a fost? Această oportunitate a apărut foarte neașteptată pentru mine. A fost o selecție foarte dură, timp de un an de zile, și am trecut toate testele care sunt preparatorii pentru acest curs. A fost o experiență frumoasă, dar destul de dificilă. Acest concurs, pentru că ați menționat că a fost un an de zile, a fost intern aici în Republica Moldova? Da, este un concurs intern, sunt etape de aplicare și chiar dacă aplici la nivel național, nu este sigur că o să fii admis la nivel internațional. Se face o aplicare online, trebuie să corespunzi anumitor criterii și această perioadă o îți ocupă un an de zile. Și scopul acestui proiect este de a învăța ceea ce fac cei de la FBI pentru a implementa aici? Sau? Deci scopul acestei academii, National Academy a FBI-ului, este de fapt de a strânge din toată lumea cei mai buni lideri care urmează a fi promovați în profesie, pentru că doar 1% din tot law enforcement-ul din lume ajunge la aceste cursuri și ulterior, după ce absolvesc aceste cursuri, cei din colegii din Statele Unite sunt promovați la funcții de conducere. Deci este un fel de curs de management și leadership, nu un fel, dar este un curs de leadership și management care ține de la 10 la 12 săptămâni, anume pentru a aduna acești oameni, de a revizui, de a regândi toată experiența pe care o au, de a face share de această experiență și cumva a dobândi alte cunoștințe noi necesare pentru conducerea subdiviziunilor polițienești. Pentru cei care nu sunt din Statele Unite ale Americii, exemplu dumneavoastră, Republica Moldova, în momentul în care mergi la cursuri, ești obligat să te reîntorci înapoi în propria țară sau poți rămâne acolo? Nu se pune întrebarea de a rămâne acolo, deci este o experiență. Pe atunci, în 2018, la sesiunea 273, partea căreia sunt, am fost 25 de colegi și colege din toată lumea, cu sigur cu obligația de a reveni acasă și de a implementa cunoștințele pe care le-am avut acolo, le-am dobândit. Vorbim de un curs de 3 luni, atât Da, un curs de 3 luni. Inclusiv cu examene de final? Da, examene obligatorii care îți dau posibilitatea ulterior, îți dă un credit de points pentru ca să poți să faci masteratul în Statele Unite ale Americii la Universitatea din Virginia. Și făcând referire la exact ce se întâmplă acolo, vreau să ne spuneți din experiență cât de mare este diferența între ceea ce întâlnim poate la noi acasă sau în unele state din Europa și versus Statele Unite ale Americii. Pot spune că cu certitudine că în ultimii 5 ani s-au făcut pași destul de importanți și semnificativi pentru a îmbunătăți condițiile de studii la Academia Ștefan cel Mare și ceea ce văd eu astăzi, încet, încet, sper că o să corespundă criteriilor și tot ceea ce este în Statele Unite ale Americii și în Europa. Sigur că mai avem de lucrat, tot timpul este de muncit, condițiile sunt cu totul altele pentru că acești conducători lideri sunt rupți de la locurile lor de muncă, duși într-o parte, într-o pădure, într-un teritoriu foarte mare, cazați, unde 24 din 24 se află toți împreună cu noi agenți FBI, adică este o școală foarte mare, teritoriul care este unul îngrădit și limitat pentru accesul public. Nu peste tot e voie să pozezi, să fotografiezi sau să faci video.
sunt anumite cerințe pentru care semnez de nedivulgare. Adică este un pic diferit de ceea ce avem aici, dar ca și pot compara cu acum 25 de ani, când eram eu cadeta Academiei Ștefan cel Mare, condițiile noastre s-au schimbat și s-au schimbat spre bine, ceea ce bucură. Diferența cea mai mare, bine, nu o să vorbim acum de buget, pentru că la nivel de buget nici nu putem discuta acum, diferențele sunt unele uriașe, dar abordarea pe care o au cei de acolo versus cei de aici, modul prin care încearcă să transmită informația pentru tinerii care vor să învețe la noi, respectiv cei care vin în anul întâi acolo, deja potențialii viitori lideri. Există diferențe în astfel de aspecte? Până când există asemenea diferențe, dar cum am spus, chiar și după revenirea mea și revenirea altor colegi de la aceste instruiri, ne-am străduit să aducem înapoi în țară experiența lor și să o transpunem aici. Cumva s-au format deja și la noi cursurile acestea de leadership la Academia Ștefan cel Mare pentru a da posibilitate conducătorilor să aibă ceva similar. Zic eu că mai avem de lucru, dar e bine ce avem până când. Vorbeam cu dumneavoastră înainte de a intra în direct că sunteți singura femeie din Republica Moldova ce a mers la astfel de cursuri, pentru că au fost și foarte mulți domni, respectiv și după dumneavoastră a mai fost cineva acolo. Pare a fi mai mult sau mai puțin patriarhat sau nu este în ultima perioadă? Nu știu dacă pare a fi patriarhat, cu regret până când, pentru că noi suntem și mai puține femei în poliție, suntem doar 6 absolvenți acestor cursuri de la FBI. Vreau să fiu, adică să mai existe femei care să-mi urmeze exemplu și încurajez să aplice la aceste cursuri, dar cum am spus, deoarece noi suntem până la 20% de femei în poliție, deci e mai complicat, da, și selecția asta să o trecem. Dar nu este imposibil, totul este posibil. Da, acolo erau mai multe femei, pentru că vedem și imagini. Nu sunt mai multe femei, acolo tot eram doar 25 de femei din tot cursul, de peste aproape 200 de oameni, deci eram tot doar 25 de fete. În sistemul polițienesc sau în law enforcement în lume, în genere, femeile sunt subreprezentate. Pentru asta, de fapt, noi și optăm și luptăm pentru promovarea egalității de gen în profesia de polițist. Deși e o tendință masculină, pentru că ați menționat lucrul ăsta, în ultima perioadă vedem din ce în ce mai multe tinere, inclusiv la Academie. Da, la Academie, acum, din câte cunosc, sunt aproape jumătate de cadețe fete. Bucură ochiul. Eu cred că se datorează și faptului acestei promovări de egalitate de gen, de șanse în poliție, că nu este o profesie masculină, dar nu este imposibilă și, de fapt, femeile și-au locul și rolul în poliție. Da, avem foarte multe exemple de femei care au reușit și în acest domeniu, dar și în alte domenii care purtă o retic, păreau inițial a fi mai mult sau mai puțin pentru bărbați. Revenind la acest program de la FBI, pentru că în 2018 ce s-a întâmplat ca dumneavoastră să mergeți acolo, ulterior a mai fost un bărbat. A mai fost, da, un bărbat. A mai fost un domn în cadrul acestor cursuri. Se fac în fiecare an sau nu? De fapt, sunt câte 4 cursuri anuale la această academie, sunt promoții, după când sunt promoția 273, acum deja este promoția 287, dar puțini ajung să fie selectați și să ajungă la aceste cursuri din toată lumea. Este o oportunitate și o posibilitate foarte bună de a interacționa și de a împărtăși din experiență și cunoștințele colegilor din toată lumea, nu doar din Statele Unite ale Americii. Ulterior acestor cursuri, deci noi menținem legătura cu toți cei care am fost în program și ne cunoaștem, au trecut 5 ani de zile. Sunt felicitări cu Ziua Națională, atunci când este nevoie de anumite conexiuni pe serviciu, în sfera muncii, da, tot timpul este deschidere, este un fel de familie a noastră, în cadrul căreia noi încercăm, chiar dacă este nevoie pe serviciu, pot să telefonez cu colegii mei de peste ocean și să mă consult la anumite subiecte. Acum am să pun cap la cap două dintre răspunsurile dumneavoastră pentru a înțelege mai exact, pentru că ați menționat că sunt 4 cursuri anuale și
treci tu aici testele și tot ce trebuie să treci, dar trebuie să treci și acolo. Și să înțeleg că tot această perioadă am avut mulți conaționali care aici poate că au trecut, dar nu au reușit la nivel internațional. Da, tot ce e posibil, pentru că nu este o informație de uz public pentru toți, dar se fac anumite selecții și nu toți trec această selecție. Selecția se face în Washington, în Statele Unite, deci ei fac după anumite criterii, noi nu le cunoaștem. Și au și un anumit număr de locuri. Da, au și anumit număr de locuri, exact, și sunt anumite circumstanțe. Țările, pentru că noi suntem acoperiți, România și Moldova împreună, și mai întotdeauna, deci ori merge România, ori merge Moldova. După mine au mers și Moldova și România împreună, o fată și un băiat, băiatul din Republica Moldova și fata din România, a fost în premier. Probabil ține și de pregătirea persoanei care ar trebui să ajungă. Da, pentru că acolo sunt pregătirea fizică este importantă. La prima săptămână se evaluează pregătirea ta fizică, este obligatorie. Este un test pe care îl susții și ulterior, în fiecare săptămână sunt ore de pregătire fizică. În fiecare miercuri se face doar pregătirea fizică, un fel de challenge, care include diferite exerciții fizice cu trail, cu alergare și la urmă este testul final de yellow brick, o cărămidă galbenă pe care, la care trebuie să ajungi. Nu ești admis în cazul în care nu ai susținut aceste probe sportive pe parcursul acestor 10 săptămâni. Deci, la urmă, este un test final la pregătire fizică, pe lângă toate celelalte. Da, pentru că sunt mult mai multe criterii. Da. Și vreau să ne spuneți cum v-a ajutat sau dacă v-a ajutat, de fapt, ceea ce ați învățat acolo, pentru că astăzi sunteți șefa secției investigației trafic minor și organe a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane. Este un domeniu complicat, un domeniu dificil, un domeniu periculos în același timp și, din păcate, real, pentru că e o realitate atunci când vorbim și de traficul de persoane și de traficul de organe și nu doar în Republica Moldova, la nivel internațional. Dacă pregătirea de acolo v-a ajutat în activitatea de astăzi? Pot spune că experiența de acolo m-a încurajat să-mi doresc mult mai multe și să-mi doresc o schimbare acasă și cu certitudine pot spune că este o experiență unică și o experiență foarte interesantă. Iar cu referire la profesia de polițist, că este periculoasă, că este, nu știu, este una interesantă. Asta pot spune cu certitudine că este o profesie foarte interesantă. Încurajez fetele care își doresc să devină polițiste să vină să o facă. Dacă au careva acum dubii sau ezitări, chiar nu face. În momentul în care nu intri în sistem, nu ai cum să-l înțelegi totalitatea. Din afară poate se arată un pic altfel, este destul de dificil, dar este interesant și captivant. Și sunt, dacă în 2018 ați fost în acest proiect cu FBI, sunt sigur că nu este singurul proiect la care pot să aplice tinerii sau tinerile noastre. Avem și proiecte la nivel european și alte proiecte internaționale unde pot să aplice, să câștige experiență și să revină acasă pentru a împărtăși experiența cu ceilalți. Exact, sunt de acord cu dumneavoastră. Da, sunt diferite programe la care trebuie și poți să aplici, la care poți fi acceptată și să îți continui în paralel să-ți îmbunătățești cunoștințele și experiența. Și ulterior să o implementez acasă. Mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.